Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Viața îți oferă multe surprize, cum e cazul unui domn din Costești, Vrancea, căruia i-au bătut mascații la ușă, potrivit reclamei. Cine e? Mascații! Ca să-l întrebe de o anumită plântuță din grădină. Ce plântuță, domnule? O plântuță minune! De centimetri înălțime la plântuța respectivă. Citez: într-un stadiu avansat de creștere, mugurii erau deja formați, cel mai probabil în aproximativ 30 de zile. Aceasta ajungea la maturitate deplină și era aptă pentru recoltare și consum, au precizat procurorii din Cot Vrancea. Acum, sincer, serios, nu mă pricep, doar mă prefac. Nu mă pricep, dar... eu știu că nu te pricep. Că marihuana nu crește prin Vrancea, în regiune subcarpatice. Am mari îndoieli că se pot face plantații de marihuana sau că plantele pot crește așa în grădină, cum ar veni. Din câte știu, trebuie se consumă mult curent, se pune lumină puternică, nu e clima necesară aici în România. Fost o iarnă blândă. Crezi că era asta? Povestea este, știi, mai veche. Zise alt specialist. Da. Da. Deci nu cred că crește așa, știi? Poate că era cânepă de aia din care făcea și bunicul cultiva cânepă tehnică, din care se făceau frânghi. Așa spunea ție. Și vezi pe bunicul, adevărul că... Este... Ia uite, nepoate. Ce e asta, tata, e cânepă tehnică, nepoate. Da. Și cum te cheamă? Vasile Drăgan Lulea. Da. Știi că numele bunicului era Lulea la da. Mine. Da, da. E, uite, venit vezi? De la bunicul lui, care aparent avea o lulea. Și, de și nu fuma niciodată cânepă tehnică cu ea. Nu, dar acum știi că am avut o mulțime de cazuri cu tot felul de persoane care aveau cânepă în curte, cânepă tehnică și descinde de icotul. Mă, da, mai da. Cânepă, stai, bre, că fac sfoară, adică serios. Da. Bun. Domnul, luat la întrebări, domnul cu plântuța în curte, a spus polițiștilor, și ăsta șmecher, că nu e a lui, ci, citez, este dată de la Dumnezeu. Bravo. Iar când polițiștii au remarcat, da, ce bine îngrijită și stropită era plântuța, dânsul a explicat că, citez, vine câte un înger și o udă în fiecare zi. Înger, îngerașul. Așul meu, calțe. Calțe, nu știu că părul, crezi? Fură rasa din coteț. Nu e asta, doamne, nebun, nu vă luați pe el, doamne. Da. Deci vine îngerașul și ăla și mecher, bine, sigur, uneori îngerul venea călare pe cât un dragon albastru cu buline roșii. Cred că mai mereu. Da, povestea este foarte complicată. Mă rog, omul cumpărase casa de la altcineva, se mutase, încă nu plătise tot, vânzătorii s-au supărat, au chemat poliția, poliția a văzut plântuța, în fine, de ale vieții. Dar acum, serios, ce te faci dacă e o casă cu grădină? Nu te pricep la plante. Da. Eu, de exemplu, dacă aș cumpăra, să zicem, o casă cu grădină și înăuntru, în curte, ar fi niște plante, băi, sincer, le-aș lăsa acolo, adică... Tu ți-ai dat seama că bunicul a avut cânepă tehnică. Era, bunicul era priceput la de-astea. Nu eu. Dânsul doar a stropit ce era de stropit. Și sigur, unii mai au și noroc în viață, dintr-un anumit punct de vedere. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.